Vă arătam mai ieri noroiul de pe marginea drumului. Iată de ce e periculos. Pentru că se usucă și se transformă în praf. Dar praful ăsta nu e pământ curat. Conține o grămadă de bacterii, virus, microorganisme din toate flegmele și mucii aruncați pe stradă. O grămadă de chimicale din mașini, din tractoare, din utilaje, uleiuri, detergent. Și asta contribuie la poluarea mediului, aerul pe care îl inspirăm, apa care scurge în Nistru, solul din capitală. Iată de ce în țările normale glodul, praful de pe drum se adună periodic și cât mai des. Dar la noi se pare că primăria e ocupată cu alegerile. Acum au scos la expoziție niște autobuze care nici măcar n-au fost cumpărate, că s-ar putea să le cumpărăm vreodată. Nu-i bătaie de joc și o să le țin acolo expuse în fața guvernului până în ziua alegerilor. Ha? Ați înțeles? Ca la proști. Capitală sovietică. Cam fără nicio schimbare din timpul sovieticilor. Numai demagogie și grija partidului. Eu cu grijă pentru oameni. Trăiesc de 20 de ani în Chișinău și prima dată văd inscripția asta lângă Banca Națională. Dar inscripția asta e din timp sovietic. Strada atunci se chema Antonovskaya, făcut de mântuială.